vorbit în continuu la telefon. M-am certat cu nevastă mea. A ieșit de ieri din casă cu Dana și n-am mai dat de ea. Ajută! Nu e degeaba, țipați, nu vă aude nimeni, da? Ce căutăm la Monica la marginea Bucureștiului? Nu mai stai. Una este cu părul drept, una e cu părul crez și una, uite, uite ce păr are. Vlad, de ce ne cântă? Faptul că nu poți să cânti e o problemă. Te-ai gândit să mergi la un psiholog? Arată că ești nervoasă, că băieții vor să cupere fetei nervoase. Amânați proiectele viitoare. Va trebui să stați cu fata dumneavoastră. Recuperarea va fi lungă. Probleme grave cu ficatul și nu numai. Datorită abuzului de plante halucinogene. Da, nu cred că vrea ajutorul meu. A fost întotdeauna cam încăpățânată. Sunteți mama ei? Nu puteți lăsa să facă ce vrea, numai ca să vedeți ce decizii greșite va lua. E prea târziu să mai intervin. I-am lăsat prea multă libertate. Am crezut că e matură. E numai vina mea. I-am nenorocit copilul, nu-i așa? La întrebarea asta, numai dumneavoastră puteți răspunde. Facem un duș fierbinte, să ne umpătuți. Să fac și un masaj de drăguț. Îmi scăpăm de asta prost. Așa, un masaj de relaxare. Mai și gătesc ceva. Nu mi-e foame. Bine, atunci facem o pizza din aia congelată, că aia sigur o să iasă. Și... Dima, te rog, oprește-te, mă. Bine, bine, tata. Auziți? Voi puteți să mergeți. Eu l-aștept pe Jenny, să... care, din câte văd, s-a uitat de mine. Nu vrei să te lăsăm și noi undeva? Nu, nu, păi... Trebuie să vină, dar probabil că întârzie iar. E sigură că vrei să-l aștepți? Nu mai sunt sigură de nimic, nici de mine, nici de el, nici de relația dintre noi, da? Mă rog, nu știu de ce nu pot să am și eu pe cineva așa ca tine. Mă rog, ai ochiul ăla, acum nu-mi place, dar... Să aibă grijă de mine cineva, să fie alături de mine așa, să simt și eu că... Văd că poți să fii și normal. Da, eu pot să fiu foarte mișto. Mă rog, vă pup. Hai, pa. Eu pot să fiu în toate felurile, dar nu-mi dă lumea șansă. Adică, nu au încredere în mine.
Sunt română. Bună ziua. Doamna. Da. Nu vi se pare că sunt superbă? Sunteți, da. Și dumneavoastră. Eu de fată și bine se vând. Nu vine să cred, atâta s-a licitat pentru colierul meu? Păi ce facem, nu vindem? Nu acum, mai așteaptă un pic. N-ai văzut cât de mult a scos pe inelul de la mama? Păi, nu vine să cred. Bă, dar inelul ăla nu-l dau. Cum? Nu-l dau, e de la mama, mama l-are de la bunica, bunica de la străbunica. Asta puțin să-i dau, scos pe nas, că ții mama ți-o dat și inelul ăla. Nu scot nimic pe nas, dar nu e, are 1000 de povești, chiar nu-l dau pe ăla. Sigur, și 9 povești ne plătesc dările, zic. Nu mai bine te mai gândești tu un pic, așa? Să fim la zi și cu toate datoriile și cu toate ratele și cu asta trebuie să mai vinde ceva. Și nu te uita așa la mine că mi-am făcut listă de vândut. Tu trebuie să te hotărăști și mai vizi. Tavlouri? Da. Ești sigur că nu vrei să mergi? Salut! Bună! Care e urgență, cum aș fi speriat? O să vezi acum. Păi stai un pic, te rog, salvează, te rog. Stai, mă, relax, că nu-ți fac nimic. Nu știu dacă știați, dar mama și-a pus la vânzare toate lucrurile personale pe un site. Da. Deci e clar că are probleme cu banii, da? Da, și noi trebuie să ajutăm cumva. Băi... Eu știam că are probleme cu bani. Nu știam. Da, știam. Nu v-am spus pentru că m-a rugat să nu vă spun, dar vă zic un lucru. Nu o să meargă. Nu o să putem să ajutăm în niciun fel. Pentru că e încăpățânată. Nu știu, nu înțeleg. Cine vorbea? Cine vorbea? Hei, mă vezi? Mă auzi? Da, te văd. Te aud. Te văd chiar foarte bine. Auză, ce-i fața asta? Unde ai fost? N-am fost nicăieri, dar nu pot să mă obișnuiesc cu fus orar. Dar am dormit de vreo 2 zile. Chiar una. Mamă! Ce chestie ai în tine, mă? Băi, tu mă crezi mine prost, mă? Tu crezi că eu n-am văzut să filme partele alea în cămin? Zi, mă! Nu mai râde! N-am fost nicăieri, am stat numai la facultate sau în cameră cu colega mea, care, by the way, e super drăguță. Păcat că nu prea ne înțelege, mai mult prin semne. E din insulele Virgine. Ai, cu minte. Sofia! Da. Ce faci, mă, bună? Ce faci? Felito. Cum e acolo? E bine. Dar de ce ai, mă, fața asta? A, ți-a zis asta de tâmperia pe care a făcut-o? Ce-ai făcut? A spart un geam de la intrare. Mașină. Mașină. Intrare. Ok, e clar, a spart un geam. Da. Ah, stai ca tot tine. Stai că nu te-ai primit asta. Mersi. Iubi. Fuck. Iubi. Hai. Băi, eu zic că cea mai rapidă metodă e să facem o listă cu toate lucrurile, să le urcăm pe net și să le vindem pe un site din ăsta unde se vând toate. Cel puțin ăștia în America așa făceau și se mișcau super repede. Eu, uite, pot să dau iPad-ul, pot să dau niște bijuterii pe care le mai am la concert și, na, pot să îmi lipsesc de ele. Da, și eu la fel, uite, destul de multe, adică... hai să facem... Facem lista, da? Ce am zis că... Avem pic. Ce am zis că facem? Ce faci, iar mănânci? Nu e treaba ta, da? Dar nu te-a nervat, dar te-am văzut adineori că mâncai. Bine, lasă, hai, zi-mi ce pui. Păi eu bag boxele, am dat 3.000 de euro pe ele acum 4 ani, deci ar trebui să mai luăm vreo 30-40 de milioane pe ele acum, nu? Tu ai zis în fine, că... dacă e nevoie, dau și laptopul, da. iPad... Sărată, mă. Trebuie să ajutăm. Cât iese, ia vezi. Da, uite de mine, nu mă atinge! Lasă-mă! Lasă-mă!
Nu mai vreau copii. Da, ce s-a întâmplat? Mă ține la telefon. Ce-i cu astea, mă? Ce-i cu astea? De unde le-ai? Contează de unde le-am. L-am găsit în cutia de scrisori. Special delivery. Ce-i cu astea? Liviu, pot să-ți explic. Potolește-te. Cum să-mi explici, frate? Ce să-mi explici? Că sunt prostul proștilor? Mersi? Mi-am dat și singur seama. Că vă bate joc de mine și tu și idiotul ăla? Asta să-mi explici? Liviu, să știi că poți și o să țip, da? Dar cred că putem să vorbim normal despre asta, da? Eu te-am așteptat pe canapea, da? În timp ce tu erai la Cristi. S-a întâmplat să adorm în brațele lui Andrei. Pur și simplu. Wow! Ce interesant! Bă, m-am săturat de discuțiile și de vrăjelile voastre, crede-mă! Frate, dacă e ceva între voi, spune-mi ca să știu și eu ce fac! Ok, bine! Poftim? Atât? Liviu, ți-am explicat cum asta situația, da? Dacă vrei să mă crezi pe mine, bine! Dacă vrei să intri în jocurile tinei și să o crezi pe ea, nu ai decât! Ia alegerea ta! Ce treabă are Tina? Nu, adevărul e că mi-am comandat eu pozele astea. Eu cunosc o singură persoană care are aparat foto și care poate fi geloasă pe mine și pe Andrei încât să facă chestia asta, da? Dacă m-aș fi împăcat cu Andrei, crede-mă că ți-aș fi zis. Ok, te cred. Sunt prost. De ce plânge? Nu-mi place să văd cât te chinui. Nici mie nu-mi place. Poate ar trebui să nici mă mai chinui. Nu asta am vrut să zic. Din contră. Trebuie să încerci. Și nu trebuie să te mai simți vinovat pentru ce i s-a întâmplat lui Vezba. El ar fi vrut să-ți revii și să cânți. Poate nu mai vreau eu. Să treci până nu-mi spui ce ai. N-am nimic. Monica, te cunosc. E ceva ce nu-mi spui. Dacă nu-mi spui acum, nu te pot ajuta. Dacă zici că mă cunoști așa cum zici, ar fi trebuit să știi că tu ești prima persoană care ar fi aflat. Dacă aș fi avut ceva să spun. Ok? Ok. Haideți, mă, să mergem. Cristi nu mai vine. Da, frate, nu vin. Nu mai am nicio treabă cu Sara, da? Eu nu vreau să văd, poate nici eu nu vreau să mă vadă. Băi, mă las, mă, să spun și eu ceva? Să moară mămicuța mea, dar am crezut vreodată că pot să spun ce vreau să spun în momentul ăsta. Bă, uite, îmi fac Sfânta Cruce, de fapt. Da, îmi fac Sfânta Cruce. Și să-i se întâmple cel mai mare răul ăla care minte, bă. Eu iubesc, mă, și dacă Sofia era aproape lângă mine în spital, bă, eu muream acolo, mă, în spital. Da, mă, tu ești unic. Știu, mă. Hai, mă, termină cu tâmpenile astea și hai că are nevoie de tine. Nu, frate, nu vin, am zis. Păi vrei să te iau cu forța? Plecăm. Da, plecăm, dar încerc și eu să-l conving pe Cristi să meargă și el.
Dar de ce insiști atât? Nu vrea să vină, nu vine. Respectă-i decizia. Vai, dar și-a venit aici? Îi predică prima revire că mi-a luat surpriza? Ori intra Vani. Auzi? Ai luat adresele astora de-au cumpărat, că poate într-o bună zi o să le iau înapoi. Mă, știu că ți-i greu, da? E mai bine așa. Mă rog, mie mi se rupe sufletul. Și nu știu de ce mă simt mai săracă. Te simți mai săracă azi mâine. Dar uite, o să fie mult mai bine. Să facem o listă de cheltuieli, să vedem care-s prioritățile. Păi, nu știu de ce am eu impresia că toți banii ăștia scanduc pe priorități. Perfect, am și eu nevoie. Pentru ce, mă rog? Păi cum pentru ce? Fondul clasei, cadou la serbare, o floare pentru o fată, două, trei, gel pentru mine. Deci ție, acum gelul se pare prioritate. Păi pentru tine nu e, dar pentru mine da, că eu trebuie să am succes la gagici, nu tu. Da, dă-i. Hai că gelul e ieftin. Și atât. Și ce le-ai zis, te-ai acceptat, nu? Da. Oam pe mie, am trupa, nu s-a întâmplat așa ceva pe seama. Hai nu, mai gândește-te, e un post de directoare. Alt salariu, altă funcție. Da, Liviu. Da, sunt la școală. Sala de spectacole, hai, te aștept. Hai, hai, pa, 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 pa. M-am gândit foarte mult și chiar cred că cel mai potrivit ar fi Tudor. E de mult timp în liceul ăsta, o să aibă timp să se ocupe, o să facă treburile așa cum trebuie făcute. Auzi, dacă Rumbel, ce s-a întâmplat? Măi, și-a dat demisia brusc și a dispărut. Deci nu știe nimeni nimic. Cum așa? Păi uite așa, pur și simplu. E ciudat, foarte ciudat. Într-o dată? Da, pur și... Hei! Să rămână, profa. Hai! Salut! Bine că vezi și ea aici, că despre ea vreau să vorbim. A, păi poți să vorbim și cu mine direct. Profa, eu nu-ți comentez deciziile, sunt de acord cu ele. Dar de ce trebuie să lucrăm cu ea, nu înțeleg? Adică, stai puțin. A, tu te faci că nu înțelegi, nu? Frate, de ce trebuie să-mi trimiți mie mizerile alea de poze? N-am înțeles, de ce te bași tu în relația mea cu Ioana? Ce poze? Despre ce e vorba? Profa, ai făcut niște poze Ioanei stând în brațe la Andrei, mă rog, nu asta contează. Ideea este, de ce trebuie să aflu eu de pozele alea? De ce te bași tu în viața mea personală? Bă, bași strâmbe, ok, ți-a reușit, dar jobul tău e să faci poze și să pleci acasă. Simplu. Ție chiar îți place să fii prostul lor? Adică? Trezește-te, mă, copilul, n-am făcut altceva decât să te ajut. E o intrigantă, trimite-o acasă acum, serios. Auzi, să știai că Ioana și-a trasă cu Andrei la Susai, fix sub nasul tău? Dar tu de unde știi? Dar nu mai spun nimic, zici că sunt intrigantă. Stai, Liviu, stai! Liviu! Am avut de zis, mulțumesc, plec acasă. Săracul copil, habar n-are pe ce mă trește. Poți să știu și eu despre ce e vorba? Încetează și tu, gata, nu mai sunt copii. Lasă-i să-și asume ceea ce fac. Termină. Nu-i mai cocoloși atât. Eu cred că m-am descurcat foarte bine până acum. Și cred că nu mai am nevoie de ajutorul tău. Asta e înțeles? Da, asta am înțeles. N-am convins-o să vă primească. Îi e rușine că v-a dezamăgit pe toți. Cum adică? Ce-i cu prostiile astea? Da, chiar. Hai să mergem peste ea. Nu, nu, îi faceți rău. Dați-i timp să accepte ideea că nu-mi vinovățiți și că doriți neapărat să o vedeți. Dați-i timp. Da, are dreptate. Eu zic să mai lăsăm puțin. Dar ce are, mă, că toți suntem aici, intrăm și spunem că suntem aici și că vrem să o ajutăm. Ce-i așa de rău? Și cum vrei să faci asta, Bubu? Ce vă tot băgați atâta în sufletul omului? Că voi habar n-aveți prin ce a trecut. Lăsați-o în pace, poate vrea să fie singură. Ți-a făcut la Susai? Ți-a făcut la Susai? A fost bine la Susai? Ioana, ce ai? Ioana? Ioana? Ești bine?
Știu că nu sunt soțul perfect și tot ce s-a, ce s-a întâmplat e doar din cauza mea. Tot. N-am fost eu lângă tine să te apăr. S-a întâmplat ceva mai rău, te rog mult să-mi spui acum. Ia mâinile de pe mine! O oră trebuie să stați cu ea. Mai sunteți amețită? Nu, nu sunt bine. Aș vrea să rămână între noi. Adică să ne ajungă la mama ce s-a întâmplat. Și acum zic că țin privirea aia care urmează să-mi facă morală. Ok, păi e bine măcar că știi. Problema e că nu ții la tine. Și cu bulimia nu te joci. E o boală foarte nasoală. Poftim? Bulimie? Dar eu nu sunt bulimică. Adică mănânc mult pe fond nervos, dar nu sunt bulimică. A, și după aceea te duci și dai tot afară tot pe fond nervos, nu? Păi asta e definiția bulimiei. Nu mă termină cu prostiile. N-ai auzit? A fost o simplă cădere de calciu. Da, Ioana, a fost o cădere de calciu pentru că tu tot ce mănânci vomiți. Organismul tău nu are nimic în el. Dacă nu mă crezi, ia, citește aici. Despre bulimie. Și poate fi cazul să ceri ajutor de specialitate. Da, o să am mai multă grijă de mine. Și acum poți să mă las singură? Te rog. Cu simpla ta prezență simt că îmi provocă alte căderi de calciu. Ok, te aștept afară. Dacă ai nevoie de mine, dai un buz, da? Auzi? Te doare? Da, că a dat bine papagalul. Păi să te doară. Că și pe mine m-a durut. Ok, suntem chit. Da, te rog, eu transmite așa că între prieteni că data viitoare îl ornez ca pe brad de Crăciun, da? Bine, hai, grijă de ea. Da, promit că nu-i spun mamei. Hai, te pup, te pup, Andrei, pa. Ce a zis, ce avea până la urmă? Nimic grav. O cădere de calciu. Probabil de la nervi, stres. Păi, la ce circ a ieșit acolo în spital? Tot rău spre bine. Gândește-te că acum Andrei e acolo lângă ea și poate să facă. Jesus, tu numai la asta te gândești pe bune? Ia partea bună a lucrurilor. Sunt făcuți unul pentru celălalt. Nimeni nu e făcut să fie cu cineva neapărat. Dar noi ce suntem? Nu, băi, au... Cât de mică sunt așa îmi vine să te iau de moțul ăsta. Au, dar ce am zis? Încăpățânarea asta. Da. Uite cine vorbea. Nu. Măi, de câte ori ai ocazia, încerci să-mi demonstrezi că ești viteaz, că... Ce? Da, păi nu vrei să-mi arăți tu că nu-ți pasă, că nu mai poți să cânti, că poți să faci și altceva? Băi, chiar pot să fac altceva. Pe bune, tu ai uitat că eu de 2 ani de zile sunt singur, cresc singur și am un job... Chiar am învățat cum e să ai responsabilități. Și am ajuns să cred că asta e, nu poți să faci tot timpul ceea ce îți place. Dar de ce vrei să renunți când ție asta îți place să faci, să cânti? Pentru că vreau să mă implic și în altceva. Vreau să mă implic mai mult în job. Vreau să-mi fac o carieră. Nu poți să stai toată viața să crezi că poți să treci numai din cântat. Nu, gata, știu ce gândești, nu trebuie să spun nimic, o să-ți răspund. Nu, relația noastră nu o să fie afectată doar pentru că eu am hotărât să nu mai cânt. Adică, pe bune, chiar sunt... Nu. De ce? Pentru că suntem făcuți unul pentru celălalt. Vezi? 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 Te-am zis? Bă, ce ușor se face. O scos din congelator, o scos din ambalaj, o bagi la cuptor 13-16 minute și gata. Mișto. Dana! Te faci că nu mă auzi? Nu. Ce vrei să știi? Tot. Tot? Da, tot. Bă,
Băi, bărbații ăștia și-au bătut joc de noi. Pe Monica am văzut când au bătut-o și... Și? Nu ți-a zis nimic. Îți zic eu, noi mergeam în parc, ne plimbam, știi că mie îmi place foarte mult natura, copacii... Dana! Nu atât de amănunțit. Păi... Dacă întreabă cineva de mine, nu m-ați văzut. Deci? Păi... Da. Nu trebuie să-mi explicați de două ori, nu trebuie. Nu, am înțeles, chiar am înțeles. Vă jur, am înțeles, da. Da, la revedere. Să aveți o zi frumoasă cu am și eu, da? Da, la revedere. Mor. Ce credeți, mă? N-am luat viza. De ce? Am cazier. Am furat o mașină care era furată. Băi, am furat-o ca să o duc înapoi, mă, la proprietar. Am vrut să fac ceva bun. Și ăștia nu înțeleg. Bă, în țara asta așa e, mă. Ăla care fură e erou. Care e erou e hoț. Și tot așa, mă. Bă, nu înțeleg, mă. Aolo, și cu asta, bă. A plecat în America. Nu puteam, mă, să stea la nisipurile de aur aici, la Bulgari. Ce ei? N-are facultăți, mă. Nu înțeleg. Așa? Deci, să revenim? Mie îmi pare rău, dar eu toată hărmălaia asta nu pot să gândesc logic și cu burta goală. Nu am cum. Am pierdut și firul narativ. Mâncăm ceva și poate ne revenim. Și nu te mai uita cu ochiul ăla maro, că mă sperii. Ieși afară. Da, am auzit că nu vrei să vorbești cu nimeni. Da, e prea târziu. Am intrat și n-ai cum să mă dai afară. Și nu mă obliga să mă leg de pat. Uite, asta ca să fie un soror de suferință. Noi nu ne-am mai văzut de ce facem, nu? Să știi că... Toți te-am simțit lipsa. Și toți facem greșeli. Dar important e să nu le mai repetăm și să învățăm ceva din ele. Și nu vreau să par vreo sfântă, pentru că nu sunt. Vreau să simt prelegerea iurea. Dar așa e. Greșim. Și nu vreau să te pierd. A fost o vreme când recunosc că te uram din tot sufletul și te-aș fi calcat cu mașina fără să fii chilpit. Așa, du-te vino. Dar asta a fost de mult. Și de atunci s-au întâmplat multe. Prea multe. Vreau să fim prietene. Vreau să vorbesc cu tine lucruri pe care nu pot să le vorbesc cu oricine. Vreau să învăț de la tine și tu să înveți de la mine. Și să știi că nu trebuie să-ți fie rușine, pentru că nimeni nu te judecă. Știi cum e să-ți faci rău conștient, adică să-ți dai seama.
Ești curios, nu? Chiar crezi că poți să mă mai ajut cu ceva? Crezi asta? Da. M-am violat. Asta s-a întâmplat. Te-ai îmbătat? Da. Vreau și eu. Ce, vin? Este whisky și nu se bea așa. M-am prins. M-am despărțit de Jenet. Și eu cred că am terminat-o cu Ioana. Mă rog, dacă avem ce să terminăm, că... Nu știu dacă a fost ceva. Bă, Lipi, tu ești atât de sexy când suferi. Mersi. Și tu ești atât de blondă. Mersi. Se întreține foarte bine culoarea asta. Ușura, ce poziție ai încercat aseară? Băi, Dana, uite, nu cred că e ok ce facem. Adică, e ca și când eu îi fac lui Jenel fix ce mi-a făcut Andrei mie și mă simt prost. Bine. Ăștia sunt de la noi patru, mamă. Nu pot să-i primesc. Mama, suntem o familie. Am făcut cu toții aceleași sacrificii pe care le faci și tu. Nu pot, nu pot. Mama, te rog frumos, surprinde-ne și acceptă-i. Da? Eu, sincer, aș fi fericit cu atâta cașcaval. Mihaiță, noi toți am făcut sacrificii și am vândut câte ceva ca să adunăm bani, să achităm ratele, să știi. Bravo vouă, dar pe bune acum, ziceți ce vreți? Ce să fac, să-mi vând penarul? Nu, am vrea să înțelegi că banii mulți se fac cu muncă și cu sacrificiu. Uite, Vlad și-a vândut cel mai drag lucru. Și-a vândut chitară. Oricum nu mai aveam nevoie de ea. Bine, renunț și eu la gel. Dar nu pot să renunț la fondul clasei, că e obligator. Acum atâși tu banii. Dă-i tu. Poți să-mi la tine, dă-i tu. La tine, dă-i tu. Mara, am strâns și noi aici puțin, nu te strâmba, sunt puțin cât sunt acolo, dar ca să participăm și noi la toate cheltuielile care sunt la casa asta de oțitul pe umeri. Cu drag îi dăm, să știi.
Uite, sunt banii la părinții lui Sofia. Mi-a dat mie să-mi cumpăr bilet să mă duc cu avionul la bord. Dar nu mă duc, cum e frică. Scuze-mă cu avionul. Acuzi și adevărul. Am vrut să fur o mașină, dar nu s-a putut. Și am cazier și ăștia nu mai am de viză. Deci, vidăm cu drag. Da, Mara, nu mai plânge. Te rog eu frumos. Din suflet îi dăm. Da. Vreau să te rog ceva. Aș vrea ca o perioadă să dormim separat. Spune-mi cum vrei. Tu în cameră și eu în living sau... Dacă crezi că asta ne face bine, eu nu cred. Îmi place mult mai rău. Eu aș vrea să stau cu... Ascultă-mă. N-are legătură cu tine. Chiar n-are. Da. Nu mai suport să fiu atinsă. Nu mai suport să fiu atinsă de un bărbat. Îmi vine să fug și să mă ascund și să nu mai știe nimeni de mine. O să uit. Dar pentru asta am nevoie de timp. Singură. Dacă asta vrei, eu te las în pace. Dar promul să nu fugi. Trebuie să fiu lângă tine. Nu fug. Băi, nu mor, bă! Nu mor, bă! Ia benzina și ia-ți dau foc! Cu cuțitul în ghet, bă! Pare rău. Mami, îmi pare rău, chiar îmi pare rău pentru tot ce am făcut. Vreau să mă ierti. Și mie îmi pare rău că n-am fost lângă tine atunci când ai avut nevoie. Dar tu n-ai făcut nimic. Mi-ai oferit toate condițiile și eu ce-am făcut. Te rog, iartă-mă, măcar tu iartă-mă, te rog, te rog. Cum să nu te iert? Ești copilul meu. Sunt convinsă că și prietenii tăi o să te ierte. Chiar și Cristi? Adică, după tot ce am făcut, dacă aș fi în locul lui, aș uita că exist. Nu te mai gândi la rele. O să fie din nou bine. Bun, și acum cum o să mă descurc eu cu toate ministerele astea? Nici măcar nu știu câte sunt. O să le înveți și gata, asta e bun. Nu o să le învăț. Da, știi unde e salonul ministerului. Acolo. Ok, hai că mă da. Nu-i spune că stai și te rog eu. Mai bine așa, da? Te aștept aici. O să vă felicit. Sunt nou director al școlii. Cum? Cum ce? Cum să mă felicit? Felicitări, domn director, sănătate numai bine. Nu, cum s-a întâmplat? A dispărut Robert brusc. Nimeni nu știe nimic de el sau de ce. Știu eu de ce.
Păi, nu știu, mi se pare așa cu sută pe coața albă, știi? Totul a venit blan ca o cărămidă în cap și nu mai știu ce să faci. Eu am acceptat ca prost, înțelegi? Ca prost m-am acceptat. Sigur, are Raluca o legătură. Eu am întrebat-o, ai vreo treabă cu dumneavoastră? Nu, eu, dar uite-te în ochii mei mari și frumoși, uite-te, n-am absolut nicio legătură. Ce am putut să fac? Mă, știi cum e ca la căsătorie? Ca la căsătorie, zici da, ai semnat, pa, la revedere. Ce poți să faci? O să faci divorțul. Cum să bagi, mă, divorț? Păi nu trebuie să încerci mai întâi. Vorbești serios? Chiar vrei să renunți la trupă? Vrei să renunți la cântat? Nu te las să renunți la cântat. O să regreți mai târziu. Am renunțat deja. Nu mai ai cum să mă convingi. M-am hotărât.